Marius, în afara activității profesionale, cu ce te mai ocupi așa, ce pasiuni mai... Păi, cum am spus, m-am considerat într-un fel bine, ambasador. Eu, așa, am participat cât timp am fost la Grenoble, cât timp de 8 ani, într-o asociație românească, Casa României din Grenoble, unde ne ocupam cu promovarea imaginii României în regiunea grenobloază, fiindcă francezul de rând, adică nu-i vina lui, e vina televiziunii care asociază prea des cuvântul Da, rom cu avea o român percepție greșită. și și adică doamna Bărbuceanu Contran, care a pus bazele acestei asociații, considera că e important să spunem că romii fac parte din România, că îi avem ăsta ai noștri și noi a lor. Dacă în plus de asta mai avem și oameni care au putut să se afirme pe plan internațional, oameni care sunt foarte primitori și care au aceleași caracteristici și trăsături ca și un francez Să de înțeleg rând. că ești un militant fervent pentru prezentarea României într-o imagine așa cum e ea. Nu doar, cum ziceai tu, cu romii și cu Nu. copii handicapați și alte teme. O pară, nu? Și bine, în cadrul asociației, deci aveam o bibliotecă care era deschisă tuturor. Organizam diferite seri românești cu diferite teme. Am avut ocazia să avem vizita unui domn care a făcut parte din rezistență aici în România și care a murit acum vreo 2-3 ani, dar îmi cer scuze, nu țin minte cum îl cheamă. Participăm la tot felul de manifestații în care reprezentăm România prin dansuri, prin dialoguri și așa mai departe. Deci cei 7 ani pe care am petrecut la Grenoble au fost foarte activi din punctul de vedere a valorizării imaginii României acolo. Ce le spune studenților care acum studiază același profil ca și tine, merită să își găsească oportunități să iasă, nu noaptea, în Franța, în Elveția, în Anglia, pentru a-și face o carieră? Nu știu, o carieră e făcută de oportunități pe care ori le asumi, ori le lasi să treacă. În același fel cum eu am făcut carieră în străinătate, alții pot să facă la fel de bine în România. E doar o... După aceea, poate în România e un pic mai greu, în sensul că când te uiți ce câștigă colegul tău de cameră care lucrează la o firmă 6 ore pe săptămână și ce câștigi tu, care te duci să fii asistent un an de zile, chiar trebuie să ai credință că vrei să faci o carieră în cercetare. Deci, în alte cuvinte, îi spui să Să... merită, dar să se gândească bine, dacă se înhamă la acest efort. Ei știu mai bine, adică când faci cercetare, singura, cum să spun, și în străinătate la fel, adică am colegi care ca și mine au făcut orteză și după aia s-au dus în industrie, și câștigă de 3 ori mai mult ca și mine. Deci după aia e pur și simplu alegere personală. Dacă consider că din punct de vedere personal ai fi mai împlinit, ai fi mai mulțumit cu tine că faci cercetare și faci o chestie ce e împărțită de toată comunitatea și rezultatele tale sper să ajute să avanseze, nu știu, așa, e pompos să spui nivelul de viață a conaționalilor sau lucrez într-o societate de servicii care în aceeași măsură încearcă să ajute evoluția societății, dar cu așa cu un cel mai comercial. Eu ce-i sfătuiesc e să se, nu știu, să se gândească bine ce vor ei să facă pe urmă și ceea ce îi atrage mai mult.
Bun. Ce mai faci în timpul liber, în afară de a activa în această societate culturală? Păi acum de când ai timp așa să mai... Da, îți găsești. Bine, acum cu copilul e un pic mai complicat, dar înainte făceam multă bicicletă. Ești pasionat de ciclism, așa? Da. Dar am mai mult de practicat decât de urmărit la televizor. Mai făceam un not, mai făceam plimbări. La Grenoble mai pe munți, acum în Lille, unde e mai plat, mai prin oraș. De fapt, la Grenoble, aproape tot timp, foloseam bicicleta ca mijloc de transport și am cam uitat să umblăm. Așa că când am ajuns la Lille, unde suntem la câmpie, dar e mult mai denivelat și mai departe și acum unde lucrez eu, cam la 9 km de locul unde stau. Așa că din când în când mai merg cu bicicleta, acum când e frumos, dar aici o altă particularitate e că plouă mult și nu prea poți să mergi cu bicicleta. Așa că ar trebui să învățăm să mergem pe jos, cam o jumătate de oră pe zi ca să ajungi până la muncă. Și deci ne-am descoperit pasiunea de a ne arăta în frumos. Cum încă nu cunoaștem foarte bine Lilul, ne permitem să ne primăm așa o oră, două, să discutăm. Bun. Marius, eu îți mulțumesc pentru amabilitate și succes în continuare. Mulțumesc. Cât de multe. Mulțumesc. Pe toate laturile.